Și aș mai vrea să te întreb, revenim puțin tot la țara noastră, și aș vrea să te întreb puțin despre avioanele prezidențiale. Da. Știi că de fiecare dată acest subiect suscită așa niște controverse. Ce avioane prezidențiale cumpărăm? Prea moderne, prea scumpe pentru bugetul nostru? Cum trebuie să fie? Păi, este necesar ca o țară să aibă avion prezidențial? Clar! Este necesar. Da, absolut, pentru că președintele călătorește la întâlniri internaționale, da? Reprezintă România la întâlniri internaționale, nu numai el, cât și alt personal din instituții. Și atunci cred și sunt sigură că trebuie să se achiziționeze un avion prezidențial urgent. De ce? Pentru că vorbim de securitate, de protocol și de documente secrete, nu? Adică se transportă multe lucruri. E foarte important ca un astfel de produs să țara noastră să aibă un astfel de produs. Eu așa văd. Surpriza este că în momentul de față noi și Albania nu avem, restul au toate. Și e cam urât. Ar trebui, chiar ar trebui, da, să fie. Da, așa cum spuneai și tu, este o chestie și de siguranță până la urmă. Clar, da. Vorbim despre președinte, despre oficial și atunci cred că trebuie să ne luăm o marjă. Am făcut servicii pentru avioanele private ale unor șefi de stat, erau emiri din țările arabe și călătoreau în Europa. Chiar la Budapesta am fost pentru că venea el și venea cu consilieri, călătorea cu foarte mulți consilieri, 15. Avea un avion foarte mare, dar la fel, vizita fabrici, reprezenta țara lui pentru dezvoltare și e foarte adevărat. Simplu, având un astfel de produs, să mergem spre dezvoltare, plus că dacă s-ar achiziționa un astfel de produs, noi avem toate resursele pentru mentenanță, ingineri, avem tot ce trebuie. Inginerii ieșeau de pe băncile școlii cu mine. E adevărat. Și sunt în baze militare. Avem tot, deci nu înțeleg de ce până acum nu s-a achiziționat. Din câte am înțeles, se închiriază când se zboară. Se închiriază, da. Da, așa dar știam okay, și eu. Pentru că îți mai lași un document, călătorești cu cine trebuie, e spațiul tău. Nu știu, ca și... Cât costă un astfel de avion prezidențial? Ai putea să ne dai așa exemple? Nu neapărat pe toate țările. Ce știi tu? Ce costuri implică? Cam la cât ar... Depinde de nevoile, eu aș lua unul mare, evident, pentru că după cum am spus, se călătorește, președintele nu călătorește niciodată singur. Se călătorește adevărat, pleacă însoțit, cu echipa, cu staful exact, prezidențial. Da, da, cu tehnică, laptopuri și alte lucruri. Care... Deși acum se poartă, ai văzut că președinții mai merg și ei și la low cost. Ai văzut, Asta nu e frumos, părerea nu mea. Ți se pare... Nu, deloc. Pentru că președintele trebuie respectat, este ales de popor și trebuie respectat. Ți se pare că avionul în care călătorește președintele practic îl reprezintă, e, nu? E ca o casă, da, pentru clienții cu care am lucrat eu în aviație privată, era casa lor. Casa lor cu care zburau. De exemplu, pentru americanul care venea în România, ziceau piloții că au făcut turul în conjurul pământului de 3 ori într-o lună. Super tare. Care este avionul care te-a fascinat cel mai mult? Global, clar global. Ce are? Ce are în plus? Are multe locuri, are zona de dining, are zona de, așa îl văd eu, pentru că am zburat foarte mult cu Global și mi se pare foarte, foarte confortabil, plus patul, plus acum la Global 8000 produsul nou, venim cu un executive cabin pentru întâlniri, cu televizor, cu chestii, toată tehnologia, pentru că lucrurile evoluează și trebuie să ținem pasul. Da, dar nu pot acum să zic că toate avioanele sunt, depinde de nevoi. De exemplu, eu și Piero zburăm foarte mult Europa și atunci ne-ar trebui unul mai mic. Global este foarte bun pentru zboruri intercontinentale și lungi, mari. Ce aș mai vrea să ne mai spui, Romina? Aș vrea să ne mai vorbești puțin de proiectele pe care le-ai avut în perioada în care... Aș mai vrea să continui legat de avionul prezidențial și faptul că părerea mea este că trebuie să achiziționate și avioane militare. Pentru că noi nu avem. Bine, avem miguri, ok, dar avem o criză la graniță, da, avem un război. Corect. Și nu poți să folosești cele rusești. Atunci eu la cred... ce fel de avioane militare te referi mai concret? Ce crezi că ar trebui achiziționat? La de luptă și de surveillance și de toată tehnologia. Pentru că tehnologia a avansat atât de mult încât este păcat să nu avem și noi, mai ales având această criză la graniță. Eu cred că este prioritatea numărul unu. Ar trebui să fie cel puțin prioritatea numărul 1, iar la pachet cu această achiziție să vină și un avion prezidențial. Este,
Este deci un pledez moment. Pentru asta. Da, deci clar. Pledez... Da, da, noi nu avem avioane foarte performante în, în armată și deci și ar trebui să avem, pentru că avem ingineri buni, avem personal, avem oamenii ăștia așteaptă astfel de produse.